Îl cunoaștem acum pe nepotul poetului Vasile Voiculescu, Andrei Voiculescu, cel al cărui viață ar putea umple cu ușurință paginile unui roman. A fost de față când bunicul său a fost arestat și aruncat în închisorile comuniste. Atunci și-a dat seama că cel mai important lucru este să fii liber. Și-a dedicat viața muzicii. A fost timp de 20 de ani DJ la postul de radio Europa Liberă. A adus în casele românilor care trăiau în comunism muzica subversivă a libertății. Bunicul său a fost poetul Vasile Voiculescu, iar muzica și poezia au făcut mereu parte din ființa lui. Andrei Voiculescu se consideră un norocos și recunoaște că pasiunea pentru muzică a devenit în cazul său o meserie de succes. Spre sfârșitul anilor 50, mai veneau în casă la noi în Dr. Stajkovic diversi prieteni ai tatei și printre ei era un avocat care avea discuri pe 45 de ture, single-urile, care la vremea respectivă veneau, nu știu cum ajungeau în România sau cum făcea el rost de ele, cu muzică franțuzească mai ales. Între timp au intervenit toate schimbările sociale din România, am fost aruncați afară din casa în care stăteam. Când aveam 13 ani, sunt singurul martor în viață al arestării lui Vasile Voiculescu, locuiam în casă cu el. A fost o perioadă mult mai neagră în care nu prea mai ascultam muzică, că n-aveam cum. Ascultam radio. Primele petreceri unde am fost, am început să le-am făcut cu un asemenea aparat care se numește un patefon portabil. Însă pasiunea totală pentru muzică a descoperit-o mai târziu, în adolescență, odată cu primul vinil. Vinilurile erau pe vremea aceea rare, adică sub forma de LP. Nu știu ce mi-a venit într-o zi, m-am dus la Talcioc și mi-am vândut bicicleta și mi-am cumpărat primul single original cu Elvis Presley. La începutul anilor 70 se dedică în totalitate carierei de disc jockey, statut care nu figura în nomenclatorul de meserie al vremii. Se hotărăște atunci să protesteze. Dădusem atestate cu comisie formată din profesor de engleză, profesor de economie politică, de aia nu scăpai niciodată. Până ni s-a răspuns la un moment dat că nu ni se dau atestatele și noi, revoltați, am făcut o scrisoare deschisă și le-am spus, domnule, denumiți-ne prezentatori de discotecă și s-a terminat. Bineînțeles că n-au putut să se înțeleagă cu noi pentru că eram, cred că, inconștienți. O inconștiență care atrăgea după sine valuri de nemulțumire din partea celor de la putere. Părul lung și spiritul liber nu erau agreate de sistemul comunist și totuși... În discoteci, într-un fel, ni se permitea nouă, câtorva, să avem și păr lung. Și eu le-am explicat într-o discuție mai dură. Noi stăm acolo și avem părul lung, ca ei, cei care vin de afară. Eram, dacă vrei, o formă de propagandă destul de bună pentru regim. Umpleam niște localuri fără să aibă costuri prea mari. Dacă în discotecile de pe litoral exista o oarecare îngăduință, la radio situația era cu totul alta. La Radio București trebuia să dai o melodie din Ungaria, o melodie de nu știu ce și mai strecurai din când în când cât un Beatles. Dar când ăia începeau să strige, imediat te punea să editezi, să scoți strigătele afară. Dădeai piesa editată. Cea mai mare poveste a fost în momentul în care în 69 a tulit-o, Dumnezeu să-l ierte, Cornel Chiriac. Ajuns la Radio Europa Liberă, într-o seară Cornel Chiriac a dat Serge Gainsbourg și John Birkin cu Je t'aime moi non plus. A doua zi, deșteptul din radio care rămăsese și lucrase cu el, a dat-o și el pe post. Imediat l-au dat afară de la radio. Dacă în România la jumătatea anilor 70 manipularea maselor și realismul socialist erau în plin avânt, la München, în Germania, jurnaliștii români protestau împotriva cenzurii pe calea undelor. Postul de radio Europa Liberă devenea simbolul rezistenței împotriva regimului comunist. Eu mi-am spus, domnule, vin să lucrez la un post de radio care este un post de radio politic, dacă vrei. Rolul meu nu este să persifleze regimul, pentru că dacă tineretul vrea, ascultă celelalte emisiuni. Rolul meu este simplu a da informație și a crea
o stare de bine, extrem de important a fost pentru mine, Noel Bernard, care mi-a spus, încearcă tot timpul să surâzi. La început n-am înțeles despre ce-i vorba și se pare că surâsul e singurul lucru care se transmite și pe calea undelor. Un surâs care i-a adus milioane de prieteni aflați la mii de kilometri distanță de libertate. Ascuns uneori sub pseudonimul Tom James, Andrei Voiculescu și-a respectat fiecare ascultător în parte. Povara cenzurii comuniste părea mai ușoară datorită muzicii. Am încercat să fiu cât se poate de cinstit cu ascultătorul meu. Prin intermediul meu, dacă vrei, erau uniți într-un fel. Luați-vă niște pseudonime, cel mai frumos pseudonim cu care sunt prieteni și în ziua de azi l-am apucat, era Stăpânul Firii Înțelepte. Dar ce se întâmplă? Nu mai îmi trimiteți din România scrisori, ca să nu fie cenzurate și oprite. Cel mai ușor, pleacă cartea poștală. Te-ai deschis. Și mi s-a trimis o carte poștală în care în colțul stânga sus era încercuit cu roșu și scria, el își dădea lista cu cântecele. Și în colțul ăla încercuit a scris, dragi tovarăși de la cenzură, vă rugăm, lăsați această carte poștală să treacă. Mulțumesc, cartea poștală a ajuns la mine. Noi iubim muzica și muzica n-are nicio vină. Acestea erau cuvintele celor care, prin scrisorile trimise la redacția Europa Liberă, îndrăzneau să-și dorească o țară normală. Toate sunt de acum o pagină de istorie scrisă de oameni care au avut cândva un vis, libertatea.